aveam 10 ani, făceam parte dintr-un grup de copii care erau scoși la licitație. În fiecare duminică. Nu eram vânduți, ni se cerea doar să defilăm pe esplanadă în speranța că vom fi adoptați. Dacă veți înțelege ce vreau să spun, dar rangul meu mi-interzice să spun copiilor adevărul. Foarte bine. Da. Mama a aflat de ceva arestări care au loc în cartier, așa că s-a dus să vă anunțe tatăl, iar dumneavoastră ați rămas în grijă. E nevoie să vă împățișez oare arborele nostru genealogic? Au! Eu cred că vrei să-i sinucizi. Acest copil este nepotul meu, fiul generalului Von Grobler. Da, te-a prins la urechea mea, da? Da. Și îți pui o glumă ceva ca și cum ne cunoaștem din totdeauna. Dar ce e mașina Gestapo-ului? Nu cred, mașina Gestapo-ului. Era odată un cocoș care avea un picior în Franța și un picior în Grecia. Într-o zi a făcut un ou. În ce țară a făcut ou? Iosif? Foarte bine, foarte bine. Iosif, trăcia dracului. E foarte bine. Dacă e Iosif, e foarte bine. Asta înseamnă că nu va trebui să-ți schimbi numele Iosif. Iosif e nume de creștin, Iosif e nume de evreu, Iosif e nume de arab, de tătar, de chinez, foarte bine, Iosif. De părinții tăi, cum îi cheamă? Bernstein. Vila Galben. Numai numele rămâne să dea. În rest, un jec de ploaie, de uzură, de minci, proiectate în tencuiala zidului, făceau din culoarea galben un cerușiu reușiat. Dar chiar și așa, jegărită cum era Vila Galbenă, mie îmi dă impresia că seamănă cu o pisică. Ticăloșilor, zrențe, o trebuie ce sunteți, criminali.